Bine v-a regăsit, dragilor! Mulți dintre noi am auzit despre cuvântul Sufi, am auzit despre Rumi, despre Omar Hayam, despre Ibn Arabi, probabil despre Ordinul Dervișilor Rotitori și despre dansul acesta extatic și mistic al Dervișilor Rotitori. Dar ce este până la urmă sufismul și care este legătura sa cu islamul, ne va spune astăzi invitatul nostru, domnul profesor Teodoru Ghiondea. Domnule profesor! Trebuie să pornim, de fapt, de la ideea că constatarea și un element important al scrierilor lui René Guénon referitoare la inițiere, că întotdeauna o tradiție, o religie poate fi considerată din două puncte de vedere. Primul punct de vedere este unul esențial, este interior și se numește aspectul ezoteric al lui. Celălalt este numit aspectul exterior sau exoteric. Mai simplu spus, într-un limbaj comun și ușor de înțeles, există o practicare a unei religii pe calea largă și pe calea îngustă, sau pe poarta mare și pe poarta mică, cum se mai spune. Poarta mică înseamnă, de fapt, accesul unei elite intelectuale, unei elite spirituale, la adevărul esențial al tradiției respective. Accesul pe poarta mare sau calea largă este modul în care o religie, o tradiție este practicată de toată lumea, de toți cei care fac parte din tradiția respectivă, s-au născut în ea sau au primit-o pe parcurs. Acum, sigur, din acest punct de vedere, înseamnă că orice tradiție are acest aspect exoteric și un aspect ezoteric. Ceea ce trebuie să înțelegem de la început este faptul că sub aspect ezoteric, toate tradițiile, fără excepție, afirmă același adevăr. Același adevăr pentru că realitatea divină, esența divină este aceeași. Nu. Este un singur Dumnezeu, spunem noi, cu alte cuvinte. Pentru a înțelege raportul corect între ezoteric și exoteric, avem chiar o mică anecdotă. Un maestru discipolului, ce înseamnă mersul pe o cale inițiatică? Ce înseamnă o inițiere? Și explica foarte simplu, arătându-i un fruct. Coaja este aspectul exoteric, din afară, la care are acces toată lumea. Nu toată lumea, în schimb, are acces și la miezul sau la sâmburele fructului respectiv. Și atunci discipolul a întrebat, dar cineva din afară, cum vede ce se află în sămânță, în sâmburele fructului? Și maestrul i-a spus, desfă, taie-le în două sâmburele. Taie-te în două sâmburele, nu s-a văzut nimic. Și i-a spus, uite, asta vede cel din afară. Cel din afară nu are ce să vadă. Ce înseamnă asta? Că raportul între exoteric și ezoteric este raportul între coajă și fruct, între coajă și miez. Cam asta este imaginea generală. Acum, sigur că au existat pe de-a lungul timpului tot felul de, din partea maestrilor sufi, bineînțeles, tot felul de, să le spunem, definiții, mai bine spus, sugerări, cam ceea ce înseamnă sufismul. De exemplu, Hucuiri, în secolul XI, într-una din cărțile sale, amintește o serie de mari maestri care au încercat să definească într-un fel sufismul. De exemplu, An-Nuri spunea că sufitul, practicantul, nu are nimic și nimic nu îl are pe el. Ceea ce înseamnă că are o independență, are o anumită detașare față de condițiile contingente ale lumii noastre în care trăim și are un raport direct cu Dumnezeu. Un altul, Ibn al-Jabal, spunea că sufismul este o esență fără formă. Adică vrea să spună că forma nu este cea care reprezintă partea esențială a învățăturii. Un altul, Sheikh Abu Said, spunea abandonarea contingentului este tasauf sau sufismul, cum îl știm noi. Cu alte cuvinte, lumea de aici
condițiile în care noi trăim, ambianța în care ne aflăm, și interioară și exterioară, nu este adevărul la modul absolut, așa cum dorim sau așa cum există tendința de a-l afla. Titus Burchard, de exemplu, într-o carte a lui care este cu totul excepțională și pe care editura Herald a publicat-o printre primele cărți despre sufism, spune că aspectul ezoteric al islamului constă în contemplarea directă a realităților spirituale sau divine și face referire la o cunoaștere imediată a eternului, a infinitului. Sursa sufismului, adică baza învățăturii sufite, este Coranul, în primul rând, cartea, mama cărților, cum mai este numită, nu? Textul sacru, și învățătura profetului Muhammad. De ce? Pentru că din această învățătură este constituită Sfânta Tradiție, cum o numim în general, în creștinism, de exemplu, sau Sunna. Acestea sunt cele două surse fundamentale. În ceea ce privește sufismul și toate liniile, toate organizațiile sau cum vreți, confreriile, toate pornesc de la profetul Muhammad și trec prin califul Ali. Califul Ali fiind considerat în islam drept prințul arcanelor, adică prințul tainelor învățăturii inițiatice. Trebuie să mai facem o precizare. În general, când vorbim despre islam din acest punct de vedere, avem grijă să facem distinția între trei modalități de abordare al islamului. Unul este aspectul, cum spuneam, exoteric sau cum se numește în islam, sharia, adică legea sacră, așa cum este ea, cum o cunoaștem din Coran, din textul sacru. Dincolo de litera textului sacru este sensul și sensurile doctrinei sau doctrinelor. Acesta se numește hakika, adică adevărul, care nu este întotdeauna atât de evident. În momentul în care ai, ca să spun așa, acest lecție, această pregătire tehnică, această pregătire, cum să spun eu, inițială a învățăturii și deja începi să pătrunzi în adevărul ascuns, în taina Coranului sau tainele Coranului, atunci apare posibilitatea de a merge pe o cale spirituală și a trece de la sharia, la hakika, la deprinderea sau învățarea, pătrunderea în tainele Coranului și treci pe o cale inițiatică, ceea care se numește tarika, în traducere simplă, cale. Cale, potecă, drum, cum vreți să o numim. Mai trebuie făcut o precizare. În general, când se vorbește de mari maestri ai islamului, mă refer sigur la maestrii sufiți, cei care practică tasauf, cum spunem noi, nu? În general, sunt numiți mistici. Trebuie să facem totuși o precizare. Vedeți, René Guénon, în cele două cărți ale lui, Realizare și inițiere, și realizare spirituală și scurtă privire asupra inițierii, lămurește toate aspectele legate de inițiere. Și anume, că nu trebuie să confundăm practica spirituală de realizare metafizică cu o realizare mistică. Care sunt diferențele? Foarte simplu. În realizarea metafizică, în realizarea spirituală pur intelectuală, este vorba de cunoaștere. Este vorba de o cunoaștere care în continuu este activată. Este vorba de o doctrină, dacă vreți, specială. Pe când în mistică, misticul nu are nevoie de această învățătură. La el este vorba de trăire directă a unui adevăr. Un alt aspect, cel care este cel al efortului cognitiv, nu, și de pătrundere în adevărul divin, în ceea ce privește realizarea mistică, în ceea ce privește realizarea metafizică, în ceea ce privește o realizare mistică, nu este nevoie de
cunoaștere, nu este nevoie nici de transmitere inițiatică, și o să vorbim puțin despre inițiere, pentru că asta și înseamnă până la urmă, nu? Deci el nu primește nicio inițiere. Sigur, el pe parcurs primește niște binecuvântări de la niște maestri spirituali pe care îi întâlnește și care pot fi tot mistici ca și el. Pe lângă asta, cel care merge pe o cale inițiatică strictă de cunoaștere metafizică și de realizare spirituală, el se identifică treptat cu numele divine și atributele divine. Pe când, în totalitatea lor, până la esența divină, pe când în mistică, nu se reproduce decât o identificare cu unele nume, deci niște identificări parțiale. Și totul se reduce la stare și nu la stațiune. Avem două concepte diferite, stare spirituală și stațiune spirituală. Aș vrea să vă întreb, pentru că mi-a venit în minte cartea lui Martin Links, la fel ca și întrebarea pe care v-am adresat-o eu puțin mai devreme. Ce este sufismul din colecția Înțelepciunea Inimii, cartea lui Martin Links? Care sunt principiile de bază sau conceptele cheie? Și aici aș face două referiri. Principiul uniunii cu divinitatea, da, și principiul iubirii universale. Așadar, pentru sufism, care sunt aceste principii de bază, aceste concepte cheie, pe care, cum spuneam, le regăsim și în cartea lui Martin Links, ce este sufismul? Links și, sigur, și în cartea lui Burkhardt, evident. Și, în general, în ceea ce s-a mai scris despre sufism. Ați amintit lucrul esențial. Scopul întregii practici spirituale este identificarea sau identitatea supremă. Adică să ajungi din nou, cum spune Rumi, să te transformi din picătura oceanului existenței, vărsându-te din nou în ocean, integrându-te în ocean, tu să devii un ocean la rândul tău. Cu alte cuvinte, și aici este încă o diferență între mistică și realizare spirituală, pentru că dacă în mistică vorbim de extaz, adică de ieșire într-o stare, părăsirea stării umane și intrarea într-o stare, deci ieșirea din starea umană, dincolo vorbim de enstază în realizarea spirituală sau realizarea metafizică. De ce? Pentru că prezența lui Dumnezeu este în noi. Nu am nevoie de, adică identificarea sau conștientizarea majoră nu se face în interior, ci în exterior, în ceea ce se manifestă Dumnezeu, cum spuneam, prin nume și atributele divine. Unitatea este scopul fundamental. Pentru asta există câteva noțiuni, categorii, așa, pe care cu siguranță că trebuie să le amintim. Unul din ele este tawakul. Ce înseamnă tawakul? Este abandonarea voinței proprii, individuale, particulare și plierea voinței individuale sau identificarea ei cu voința divină. Aceasta se numește tawakul. Ea se face printr-o abandonare sau zuht, printr-o abandonare a ceea ce ține de contingent, de trecător, de tot ceea ce înseamnă atașurile care se formează, lanțurile cauzale care mă țin ca ființă umană legată de lumea aceasta. Pentru că până la urmă, vedeți că trebuie să ajungem din nou la un element fundamental, la crearea lumii. Ce este creația? Creația este un autosacrificiu al lui Dumnezeu. Aceasta este creație. Avem două perspective de a vedea această unitate, această unire cu Dumnezeu de care vorbim. Este o perspectivă, ca să spun așa, cu care sunt obișnuiți creștinii. Și anume că te unești cu Dumnezeu în sensul că revii la forma inițială, la forma primară. Pentru un maestru sufit,
Această unire nu este decât în termeni, aș spune eu, în termeni lui Shankara, Shankaracharya, din tradiția hindusă, vedantină, nu este decât o ștergere a unei iluzii. Adică cel care merge pe cale este convins că singura existență, singura realitate este a lui Dumnezeu și nu a lui. Deci este vorba de abandonarea sau acest tawakul sau zuht, detașarea de această iluzie a propriei existențe. Tema este universală. Tema iluziei manifestării, existența este o iluzie, manifestarea universală este o iluzie, asta o știm din hinduism. Asta nu înseamnă că ea nu există. Iluzia există. Manifestarea, existența există, ca să spun așa. Nu? Numai că ea nu își are, ce înseamnă că este iluzorie? Nu își are temeiul adânc, propriu, sau temeiul esențial în propria sa realitate. Realitatea sa este o realitate devenită. Și aici avem cele două nume, pentru că este esențial în sufism să vorbim de numele lui Dumnezeu. Sunt două nume fundamentale pe care le au în vedere cei care încearcă să explice tot procesul acesta tehnic de devenire spirituală. Și anume, primul nume al lui Dumnezeu este acela de Ahadiyah, adică de unitate. Când spun unitate, mă refer de fapt la ceea ce avem în hinduism, non-dualitate, Advaita. Despre asta este vorba. Când se spune unitate, nu ai cum să-l traduci într-o limbă europeană, și ca atare nici în limba română, decât prin unitate, pentru că Ahad înseamnă unul. Dar el, în sensul cel mai adânc al lui, trece dincolo de ceea ce înseamnă unul, aritmetic, matematic, cum vreți să-l numiți. Deci este non-dualitate. Iar în ceea ce privește aspectul lui către lume, apare un al doilea nume, care este cel de Wahadiyah, adică de unicitate, în care Dumnezeu se manifestă în fiecare lucru creat. Între cele două nu există comună măsură. Ele nu comunică decât într-un singur fel, prin această intermediere a iluziei existențiale. Domnule profesor, aș vrea să ne ducem un pic din zona, să spunem, teoriei și în zona practicii, pentru că practic ele sunt complementare, se susțin una pe cealaltă, și să vă întreb, care sunt practicile spirituale și ritualurile asociate cu tradiția spirituală sufită, cu sufismul, și mă gândesc acum la meditație, mă gândesc la muzică, mă gândesc la dansul contemplație, contemplație, exact, la dansul dervișilor rotitori. Da. În general, când vorbim de practica sufită, practica la care are acces inițiatul. Nu? Ce înseamnă inițiat? Inițiatul este cel care corespunde din punct de vedere interior, are toate calitățile necesare, intelectuale și celelalte, care îi permit să primească o inițiere. Primirea unei inițieri înseamnă că el primește de la Sfântul Duh, în limbaj creștin, primește această influență directă și prezență directă a lui Dumnezeu în mod operativ. O primește prin intermediul unui maestru. Nu există autoinițiere. Nu există autoinițiere. Deci asta nu face decât un maestru spiritual. Acest maestru spiritual face parte dintr-un lanț inițiatic care urcă până la profet. Deci este vorba de un lucru extrem de riguros. Nu poate să apară cineva să acorde inițiere decât dacă face parte dintr-o ramură care urcă până la profet. Într-un fel sau altul, bine, ele sunt foarte multe, adevărat, pentru că s-au ramificat. Nu? Bun. Acum, există ritual, ai niște obligații ca inițiat. Primul este acela de a
parcurge niște etape de tehnică spirituală, individual, ceea ce înseamnă rugăciuni speciale în afară de cele cinci rugăciuni zilnice. Și acelea se fac într-un anume fel pentru un inițiat. Sunt lucruri care îi se dau un plus de către maestru, în funcție de ce are nevoie individul respectiv. În afară de asta, există ritualuri comune. Așa cum știți, de exemplu, ritualul dervișilor rotitori, nu? Care este un ritual comun. Există un ritual comun întotdeauna la care participă un inițiat. Adică el nu are, nu există inițiat care să aibă numai ritualul specific, inițiatic, individual. El participă și la un ritual colectiv. Deci este o formă, dacă vreți, de agregare a unei elite spirituale până la urmă, inițiatice, în această tradiție pe care noi o cunoaștem sub forma tradiției islamice. Da? Una din practicile frecvente și extrem de importante, aș spune fundamentale, este așa numitul zikr. Asta înseamnă amintire în tradiție, în traducere. Este invocația către Dumnezeu. Se spune în mediul sufit în felul următor. Invocantul, cel care invocă pe Dumnezeu, trebuie să aibă sau să procedeze la o invocație cu îndeplină cunoștință de cauză, cu toate datele interioare spirituale, în așa fel încât invocația lui să-l unească cu invocatul, cu cel pe care îl invocă, cu Dumnezeu. Există în Coran, cum spuneam, sursa până la urmă a întregii învățături sufite, nu? Există verset. Dumnezeu spune, pomeniți-mă și eu vă voi pomeni într-un limbaj creștin. Folosesc limbajul creștin pentru că este mai ușor, nu de înțeles. A pomeni, știi ce înseamnă? Că nu este vorba numai de rostirea unui nume, ci vorba de aici, de o întreagă energie care se desfășoară între Dumnezeu sau care are loc între Dumnezeu și credincios. Și atunci când rostești numele, care întotdeauna reprezintă partea esențială a lucrului creat, ființă, ce este el? Partea esențială este numele pe care îl poartă. Bun. Și atunci, acest zikr care se traduce prin amintire, este a-ți aminti în sens platonician. În sens platonician. Amintești pe Dumnezeu, rostești numele lui Dumnezeu, sigur, el se face prin repetiție. Și se repetă de 100 de ori, de 1000 de ori, de 5000, depinde de câte ori stabilește șaihul care are nevoie discipolul respectiv. Șaihul se numește murșid. Este cel care este iubit de un murid, de discipolul lui, care nu își manifestă iubirea și supunerea totală față de maestru. Un alt aspect practic. Un maestru spiritual este autoritatea absolută pentru practicant. Deci el nu își poate permite niciun fel de întrebare suplimentară, el nu poate să deschidă gura practic decât atunci când este cazul și se cuvine, el este sub ascultare totală, absolută față de șeiful lui. Este important pentru că această disciplină inițiatică este elementul fundamental în practica sufită. Prin urmare, fiecare dobândește pe parcursul acestei practici spirituale, dobândește o anumită calitate interioară. Sigur că nu suntem toți la fel, se și spune, adevărul suprem este vârful unui munte. Toți inițiații merg spre el, fiecare pe poteca lui. Nu există doi pe aceeași potec. Încă un lucru important. Când ne întrebăm, poate cineva din afară să întreabă, cutare care are o inițiere sufită, în ce stadiu a ajuns? Nimeni nu știe niciodată în ce stadiu ajunge. Numai un șaic știe un discipol în ce stadiu se află. Și un lucru interesant pe care trebuie să-l spunem. Un șaic este
pentru un inițiat și pentru un discipol, sigur că este autoritatea supremă. Este autoritatea supremă, poate să fie numai pe un anumit parcurs al lui. Este posibil ca discipolul să ajungă la un stadiu avansat și să fie nevoie de un alt maestru spiritual mai potrivit, mai sus, aș spune eu, decât celălalt, și atunci maestru care l-a avut îl predă celuilalt maestru. Aici nu cap orgolii. Sigur, poate că în unele zone se manifestă unele orgolii, dar în mod normal aici nu cap orgolii. Lucrurile sunt foarte clare și sunt foarte, foarte limpede statutate de organizația respectivă, de ordinul din care faci parte. Ordinele sunt foarte multe, cum spuneam, sunt ordinele principale, dar care au foarte multe terțiare. De exemplu, cum este ordinul Șadilia, care este probabil cel mai răspândit, el are foarte multe ramuri, are ramuri, Madania, Ismailia și așa mai departe, în funcție de alți maestri spirituali care au apărut pe parcurs. Maestrul Șadilia este cel care a deschis calea respectivă și este o cale specifică. Adică are anumite date specifice. Un discipol, în general, este captat de un maestru spiritual în funcție de disponibilitățile lui interioare. Nu avem toți aceleași disponibilități. Și nu mă refer la intensitatea lor, mă refer la tipul lor, la diversitatea lor. Și atunci, el merge pe o anumită, este adus pe o anumită cale spirituală, dacă are, bineînțeles, dotarea necesară interioară din punct de vedere spiritual. În general, calea spirituală presupune trei lucruri foarte clare. Unul este doctrina, învățătura, lectio, dacă vă mai aduceți aminte. Lectio, meditatio, contemplatio, nu? Nu? Așa, este doctrina sau învățătura, după aceea este forma calitativă a voinței, și anume virtutea spirituală a inițiatului, după care urmează tehnica propriu-zisă sau, cum o numim noi, alchimia spirituală. Avem și noi într-una din cărțile din volumele în Arabia, avem chiar alchimia spirituală, alchimia beatitudinii, nu? Scrisă de Sheikh al-Akbar. Prin urmare, pe ce, care sunt într-un limbaj european? Foarte simplu. Care sunt etapele pentru un inițiat sufit? Le putem identifica după o formulă foarte veche din perioada renașentistă și mai veche probabil, nu? Prima dată este un modus cognoscendi la care el are acces, un mod de cunoaștere. Acest mod de cunoaștere devine un modus vivendi, adică un mod de a trăi. Este toată viața pe care el o duce în cadrul ordinului respectiv inițiatic, cu toate rigorile necesare, nu? Și care trebuie să ajungă în final la un modus essendi, adică la un mod de a fi care să fie perfect identificat cu aspirația care l-a condus până în acel moment. Mai trebuie încă o specificație făcută. Este extrem de importantă intenția. Există în sufism, și nu numai în sufism, în toată doctrina islamică, există acest, este și un verset coranic de altfel, Dumnezeu nu se uită nici la faptele voastre, nici la cuvintele voastre, ci în inima voastră, căci acolo se lășluiește intenția. Dacă intenția este dreaptă, dacă intenția a fost bună, întotdeauna, atunci ceea ce a rezultat, cuvânt, faptă, act, poate să nu fie conform cu intenția. Dar intenția este foarte importantă. De asta se spune că Dumnezeu, la judecată, când se face, nu, judecata universală, ca și cea particulară, Dumnezeu se uită în inima omului, pentru că acolo este intenția. Nu? Știm și din creștinism, de altfel, că cele mai grave păcate sunt cele cu gândul. Cu vorba, cu fapta, ele mai pot scăpa, dar cu gândul îți aparține exclusiv. Deci nu poți să ai circunstanțe atenuante.
În mod normal nu poți să ai circunstanțe atenuante. Nu. Sunt câteva formulări sufite foarte interesante care constituie coloana vertebrală a, sau unor tehnici spirituale speciale în sufism sau în general pentru orice tehnică spirituală din sufism. De exemplu, cunoaște sinea și vei cunoaște pe Domnul tău. Nu cunoaște-te pe tine însuți. Cunoaște-ți sinea. N-avem timp să intrăm în amănunt. Profetul spunea discipolilor, muriți înainte să muriți. Ce vă spuneam adineauri. Tawacul sau zuht, muriți pentru lumea asta pentru a accede la următoarea viață. Nu? Un alt adagiu spunea, cerurile și pământul nu mă pot cuprinde, spune Allah. Dar inima credinciosului meu mă conține, mă cuprinde. Apropo de prezența lui Dumnezeu în inimă. Și referitor la relația omului cu Universul, este acest adagiu. Universul este un om mare, așa cum omul este un univers mic. Omologarea între mediul cosmic, între creație și individ. Sunt foarte multe lucruri, este extrem de complex. Îi mulțumim foarte mult, domnule profesor Teodoro Ghiondea, pentru aceste lămuriri și pentru că, iată, a făcut, atât cât ne-am permis timpul, puțină lumină asupra conceptului de sufism, ce înseamnă, de fapt, tradiția spirituală sufită, principiile de bază, conceptele cheie, dar și partea pe care o menționa puțin mai devreme, aceea de practici spirituale, cum este Sama, cum este Zikr, cum este dansul dervișilor rotitori, contemplația, meditația, rugăciunea. Încă o dată îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă, o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!